Dramă de neimaginat pentru un pompier, supraviețuitor al exploziei de la Mihăilești. Bărbatul abia intrase în tură și a fost chemat la o intervenție unde și-a resuscitat propria fiică în vârstă de 16 ani, victimă a unui accident rutier. A reușit să-i mențină funcțiile vitale până la spital, dar din păcate acolo fata a murit. Reporterul Observator Andrei Rotaru vine cu detalii despre acest caz cutremurător. Bun găsit! Totul s-a întâmplat ieri seară în jurul orei 5:30 pe drumul național 2C. Tânărul în vârstă de 18 ani împreună cu prietena sa în vârstă de 16 ani se întorceau acasă după o plimbare cu mașina. La un moment dat, tânărul, care se pare avea permis doar de o lună, ar fi pierdut controlul volanului. Mașina a ieșit de pe șosea, iar în momentul accidentului, fata în vârstă de 16 ani a fost proiectată din vehicul. A fost apoi găsită inconștientă pe câmp de către salvatori, printre acești aflându-se așadar și tatăl fetei, care și-a dat seama imediat că ceva este în neregulă. În momentul în care a recunoscut mașina prietenului fiicei sale, a reușit însă să se adune și să-i acorde acesteia primul ajutor. În ambulanță a fost chiar nevoit să o resusciteze, și asta pentru că fata a intrat într-un stop cardiorespirator. La spital însă medicii nu au mai avut ce să facă pentru a o salva pe tânără. Bărbatul de 18 ani, în schimb, s-a ales doar cu răni ușoare în urma accidentului și are acum un dosar penal pentru ucidere din culpă.